străzile neasfaltate, canalizările. Asta e cel mai principal lucru. Cum vă deranjează? Cum vă încurcă acest lucru? Foarte rău, uitați, de exemplu, pleci dimineața în pântuneric, ai o treabă la un doctor undeva, pântuneric, cum poți să vezi bărcă? Mai ales când e zăpadă, nu vă spun, vine cu plugul, bagă plugul într-adevăr, dar lasă niște mormane și niște bucăți mari de zăpadă când trece pe aici, de nu puteți... Mai ales pe strada asta e deja, nu mai pasă, mai sunt și alte străzi care, decât e un pic de petriș pus, exact unde e capul autobuzului acolo, unde este vulcanizarea. Când au fost alegeri, v-a promis cineva că străzile vor fi făcute? Actualul primar v-a promis ceva? Da, bineînțeles, n-a zis că face străzile, că se apucă, că anul ăsta le face. Le face anul ăsta. Cine v-a promis? Păi eu nu-i cunosc bine, de ce să vă spun? Nu-i cunosc așa de bine pe domnii care au fost veniți la școală când am votat. Sau de la ce partid erau? Mai țineți minte? Ce culori aveau? Ce? Da, ce culori, că s-o erau ce bine îmbrăcați. Nu iau pe nimeni în culori la școală când s-a votat aici. Nu, nu. Erau ce bine îmbrăcați, nu, fără. Numele dumneavoastră să mi-l spuneți, vă rog. Eleanu Paraschiva. Mulțumesc frumos. Spuneați anterior că în schițele primăriei apar da, străzile asfaltate. Apare, dacă e asfaltate, că e canalizare, da. De unde știți asta? Am auzit. Pentru că am avut și eu pe cineva să meargă, că vrea să fac cadastru la casă. Și când m-am dus și eu și m-am întâlnit acolo cu o doamnă din primă, nu o cunosc cum mă cheamă, a spus că... Ce, păi zic că vreau și uitați așa. Păi zic, aveți canalizare, cum? A zis din ce an figurează așa? Nu, doamnă, nu mi-a spus din ce an, nu. Dar așa știm că din toate sursele și domnii care au făcut case pe aici noi, care au fost la primărie și au făcut acte și astea, tot spune că avem canalizare, că avem... Cum se numește strada aceasta pe care suntem aici? Mierle, doamnă. Mierle, 18 scrie și pe poartă. Aici merele 18-a, în spatele. Nu înțeles. Mulțumesc. Ia uite-mă. Da, chiar. E cât e enervat tu. Vreți să faci mașina ta? Mulțumesc mult. Plăcere. Pentru că eu am fost bolnavă de diabet și am fost mai mult internată, deci n-am participat la ședințele. Am înțeles că străzile figurează asfaltate? Da, figurează asfaltate cu trotuare, cu ceea ce nu este, pe nicio stradă decât jumate din cartier băgate gazele. Jumate nu, apa la fel. De când figurează ele asfaltate? Sunt, da, de zile de când. Când era celălalt, cum îl cheamă, nu Cosma. Calotă? Calotă. Și a fost vreodată asfalt pe aici? Nu, numai piatra a fost. Deci asfalt nu este, decât piatra a pus să încărca străzile. Cu piatra și pe rășina asta cum arată. Practic, cum vă descurcați? Mai ales iarna când ninge... Foarte greu și că mai ales când plouă, că e noroi să face noroi, să fac băltoace de apă. Foarte greu. De unde știți că străzile apar asfaltate în actele primăriei? Am auzit și de la lume. Așa vorbește. Dar nu sunt asfaltate, nu vedeți bărți. Au fost vreodată asfaltate? Da. Sau canalizare, v-a promis cineva că se va face? A promis la alegeri. Dacă vreau să bag gazete, trebuie să plătesc ca să tai asfaltul. Deci așa sunt cei de la apa, la canalizare, de la ăștia, la primărie. Și asfaltul nu există. Așa, canalizarea nu este aici. Prima stradă care s-a făcut în cartier, asta a fost, strada Viilor, care s-a făcut, a fost aici, țoclul gardului meu era cu 50 cm mai înalt, acum curtea mea e mai jos cu 70 de cm. Deci când a venit Oria Toma, când a fost primară, și a zis că, a spus, domnule, stau aici ca în groapă. Să rezolvă imediat, numai să-l alegi. Dar, a fost vreodată asfalt aici? Pe stradă nu. Nu, a pus odată niște spărtură de aia de asfalt, după când s-a făcut strada pe străzile astea, pe adiacente, a dus spărtură din aia, atât. Restul,
Cei mai am fost mai mulțumiți un pic că a băgat plugul de două ori în iarna asta, când a nins. În alții ani nu băga decât o dată. Vara trecută, ați avut promisiuni în timpul campaniei de la actualul primar? Nu, n-am fost eu acolo la ședință, nu știu ce a vorbit, că a fost, s-a întâlnit aici, dar s-a promis, spre exemplu, să mă... Nu le vedeți? Nu mai intrați pe strada Plutelor, nu mai departe. Dar intrați pe toate străzile, nu să vedeți. Nu mai vedeți, rog, pe Nedărămășan, cum e acum, că intră până Bucotiș, că e gata să intre pe niște droguri, nu mai știu ce mă facem. Ele figurează asfaltate, da, la primărie? Da, 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 așa am auzit, nu știm, dar așa poate figurează. Și cu canalizare? Nu, o, canalizare... Nu avem apă pe toate străzile. Eu de aici și până la acolo, dincolo, nu avem apă. Nu avem apă. Și cum vă păcate descurcați? Da, băgă nitro for, să strică. Pum, pum, curte. Apă. Și cu noroiul de pe străzi, mai ales dumneavoastră, când mergeți pe ele zilnic aproape sau dacă nu săptămânal? Cu noroiul de pe străzi, da, mă descurc foarte greu, mai ales mă duc la Concordia. Noroi, nu cizmă, mai cum, și câini, trebuie, da? Câini foarte mulți pe străzi. Asta ne rupe...